Domnișoarelor, doamnelor, domnilor, armată uselistă, vă salut! Iată că am ajuns și la finalul campaniei electorale. În 3 zile vom afla rezultatul muncii noastre. Nu numai al muncii din ultimile zile, ci al muncii din ultimii ani. A fost o perioadă grea, o perioadă în care fiecare dintre noi și-a adus aportul, și-a adus contribuția, atât cât a putut, la victoria de care eu sunt sigur că vom avea parte pe data de 10 iunie. În sectorul 6, eu și echipa USL ducem o bătălie grea, nu numai cu un primar în funcție, de 8 ani în funcție, cu primarul Potăraș, ci cu un adevărat clan, cu clanul Potăraș-Udrea. Și spun asta pentru că Potăraș a avut alături de el pe doamna Udrea, deputat de altfel în sectorul 6, în toată această perioadă. A avut la dispoziție un buget enorm pe care nu l-a folosit și a bătut joc de el. A avut de asemenea alături de el un consiliu local, a avut un consiliu general, a avut tot guvernul. Nu a făcut absolut nimic, în afară de a-și bate joc de oamenii din sector. Domnule Potăraș, doamnă Udrea, e timpul să ne lăsați. Plecați! Locuitorii sectorului 6 nu sunt cetățeni de mâna a doua. Nu mai avem nevoie de noastră. Plecați! Luați-vă mâinile de pe sectorul 6. Lăsați oamenii de acolo să trăiască decent. Lăsați-ne să ne facem treaba. Lăsați-ne să-i ajutăm. Lăsați-ne să le redăm speranța. Am vorbit în ultima perioadă cu mii de oameni. Unii spun de problema copiilor lor. Unii de problema spitalului care nu există. Unii de probleme pe care le au cu serviciile și cu funcționarii primării. Dar toți îmi spun un singur lucru. Scăpați-ne de Potăraș și de Udrea! În această bătălie mai avem un ultim asalt de dat. Ziua votului. Trebuie să ieșim cu toții la vot. Iar eu aici, un om de 43 de ani, un om care a fost în decembrie 89 în piața universității, un om care a fost bătut de mineri, un om care a fost în ianuarie 2012 cu oameni din piața universității, atunci când am început lupta care o primă bătălie a câștigat-o și anume schimbarea guvernului PDL, vreau să duc această bătălie în această campanie locală până la capăt și pe 10 iunie să câștig alături de echipa uselistă primăria sectorului 6. În final, vreau să mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat, pentru efortul depus, dar să nu uităm că mai avem încă 3 zile. Vă rog să o ducem până la capăt. Pe data de 10 iunie, în sectorul 6, cel puțin, se va face dreptate. Potăraș și Udrea nu vor mai fi.